credincioși, sunt părintele Cosmin Antonescu de la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Apostol Andrei din Potomac, Maryland, aproape de capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC. Și astăzi doresc să vă vorbesc puțin despre proiectul nostru binecuvântat, Moldovița la Washington DC. Ne aflăm în fața proprietății noastre, cumpărată de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, părintele mărturisitor Gheorghe Calciu Dumitreasa, în anul 2004. Haideți cu mine! Astăzi aș dori să vă vorbesc puțin despre, să spun așa, partea a doua din faza întâi a proiectului, pentru că începând de astăzi se pun stâlpii de oțel pentru structura bisericii noastre. După cum vedeți în spatele meu, s-au adus acești stâlpi, în această dimineață s-au montat 8 dintre ei. Vedeți în spatele meu și macaraua. Urmează ca pe parcursul zilei de astăzi să se mai aducă din oțel și să se instaleze în continuare. Pentru cei care sunteți interesați de acest proiect, doriți să susțineți proiectul, să donați, vă rugăm să vizitați website-ul dedicat proiectului www.moldovita.us. Este website-ul dedicat în exclusivitate acestui proiect. Avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, avem nevoie de donații. Foarte important. Sperăm că până la începutul anului 2022, până în luna februarie-martie, să finalizăm această fază a proiectului de ridicare a structurii, închidere a pereților, instalarea ușilor, geamurilor și instalarea acoperișului. Este o mare bucurie pentru noi și m-am gândit să o părtășesc cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, să vă dăruiască toată cererea cea bună și vă rugăm să fiți mâinile prin care lucrează Dumnezeu. Dăruiți acestui proiect, care va fi un simbol al Ortodoxiei Românești din toate locurile, va fi o moștenire lăsată copiilor noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dăruiască toată cererea cea bună. Doamne ajută!